Dan, de Alexandru Vlahuță. Liniște, domnilor! Vă rog, liniște! Doamna Raspal, directoarea pensionului, dorește să ne vorbească. Vă rog, liniște! Mademoiselle, vă mulțumim pentru spectacolul oferit acum la sfârșit de an. La rândul nostru, vă oferim o surpriză. O surpriză? Domnii studenți și colegi, domnii ofițeri aici prezenți, vă invită la dans. Frau Kunst, vă rog valsul. Domnule Dan, trebuie să dansez cu noi, nu se poate să ne refuz. Dansezi atât de rar, domnișoara Ana. Nu ne refuzați, vă rugăm, domnule profesor. Bine, în sfârșit mă predau. Ți-am spus doar, domnișoara Ana, că nu prea sunt deprins cu balurile. Nu-i nimic, domnule Dan. Nu lua în seamă la ce fac alții, ci lasă-te condus de mine. Spuneți-mi, doamnă Raspal, cine-i domnul acela brunet care dansează cu domnișoara Ana Racliș? E profesorul nostru de filozofie și limbă română, poetul Vasile Dan, domnule Razi. Da. Domnișoara Ana, nu sunt un dansator prea dibaci. Trebuie să plec, iartă-mă. Pleci, poete? Mi se pare că avem aceeași direcție. Domnule Razi, te rog foarte mult, nu mai spune poete, nu-mi place. Mă rog, nu te duci nicăieri vara asta, domnule, da? Nu. Eu am fost zilele astea la Sinaia. M-am văzut cu Lambrino, ministru de la culte. Cumnatul domnișoarei Iracliș cu care ai dansat astăseară. Mi-a dat o misiune pe vară să studiez în Elveția organizarea școlilor rurale. Păi, dar, cum dumneata, parcă ești inspector la monumente istorice. Mă rog, în calitatea mea, știi, de același minister. Dar ce aici stai? Bună seara. Bună seara. Ai mâna fierbinte. Ar trebui să iei ceva, un gram de chinină. Apropo. Să te rog ceva, domnule Dan. Luna trecută am scos o broșură, Regenerarea României. O să ți-o trimit. Dumneata, ca redactor la Alarma, poate scrii ceva despre ea. Ce zici, se poate? Bine, domnule Razi, trimite-mi-o. Bun, domnule. Dinicule, când termin cu benzile de expediție, să dai foga la tipografie să-mi aduci materialul. Da. Un pamflet pe prima pagină la Alarma aduce cititor mulți. La moment, domnule director, tămân am terminat. Mai operez mult cu foarfeca aia, Albășanule. Văd că Halba e operată de mult. Doar o minută, domnule director, și-s gata și cu operația cealaltă. Bună ziua. Ce mai clocot în redacția noastră. Bravo, mi-ai venit la pont. Dane, șescolea și ascultă. Da. Dar ce? Parcă nu ți-ar fi boii acasă. Ce ai? Nu, mai nimic, domnul director, doar blestematul ăsta de cap. Dacă e așa, îți fac o reducere. Îți citiți doar finalul. Ascultă. Da. Și pe când tot orașul fierbe de isprăvile lui, Veronescu Prisăcan, rumen, surizător, își poartă pretutinen același aer triumfător al parvenitului, fericit, bogat și invulnerabil față de codul penal. E o necesitate tristă a guvernelor de a se înconjura cu samsar și lingușitor pentru ca în urletele lor să nu mai audă glasul celor 4 milioane de români care sufăr de boale necăutate, de mâncare proastă, de ignoranță, de tot felul de asupriri. Ei, ce zici? Domnule director, eu care migălesc fiecare frază, simt o adevărată voluptate să-ți ascult proza cu fraze largi și aruncate din goana condeiului, dar pline de căldură. Fleacuri, ți-am mai spus, eu scriu fără dure. Nu-i vorba de asta. În articolele dumitare se vede curajul și francheța unui om
care este adânc convins de ceea ce spune. Mă, nu știu, dar eu lumea asta o văd în șpalturi. Dar să o lăsăm baltă. Dejunăm la Iordache împreună. Da, da, numai să scriu o notiță despre serata școlară a pensionului Raspal. Sper că nu facem versul. Da, nu, nu, voi da silința. Dinicule, trab la tipografie. Hai, băieți, dați-i zor să ieșim la două. Hai, Dane. Da? Tu poate voi ai ceva bani. Aș vrea să mă duc câteva zile la Sinaia ca să mă mai răcoresc. De 6 ani de când sunt în București nu m-am putut urni undeva, așa că... Da, ține 100, bagă de seama să nu o pierzi. Mulțumesc, să nu o pierd. Salutare, băieți, și dați-i zor! Ce zici, mai luăm un păhărel, Dane? Să luăm. Ascultă-mă, Dane. Da. De ce nu te-a pus să faci o carte didactică? O gramatică română bună oară. Domnule director, cred că asta nu e în legătură cu suta noastră de adineauri. Cer să scam, mă, dar nu te las. O gramatică română? Dar până la gramatică ar trebui schimbat întreg sistemul de învățământ. Și cine ai vrea să facă asta? Coconașul Guliță care vine la Paris, ismenit cu monoclul noi, cu nasul zbârcioc, parcă tot îi pute ceva și numai decât îl vezi deputat ori prefect? Domnule director, nu știu... Am și eu utopiile mele. De mult visez un ideal de școală unde copilului să fie drag să învețe, nu pentru o diplomă. Mă, Dane, asta nu sunt utopii. În sfârșit, ce să-ți mai spunem? Acum să plecăm, să... Când vei fi mai tare ministru la culte, îți voi expune mai pe larg planul meu de organizare. Până atunci, ar trebui să-ți cumperi o altă pălărie. Domnul director zău a început să-ți semene ca un frate pălăria asta. Îți promit, până când te întorci tu de la Sinaia, îmi cumpăr alta. Domnul Dan, bună dimineața, când ai venit la Sinaia? Bună dimineața, domnișoara Ana, aseară am venit. Știi ce? Hai cu noi la peștera, vrei? Da, vii undată, nu mai o clipă, vă rog. Albert, dă-mi voie să-ți prezint pe nepotul meu, Albert Lamplino. Dorea de mult să te cunoască. Mă bucur mult că vă pot cunoaște, domnule Dan. Haideți aici că bate soarele. Da. Domnule Dan, aș vrea să ne oprim să-l cunoști și pe bătrânul Racliș, pe tata. Da, aș fi bucuros. Tată! Fă cunoștință cu poetul Dan, fostul meu profesor despre care ți-am mai vorbit, cred. Tocmai te-am citit, domnule Dan. Ano, uite ziarul Alarma. E un articol aici de domnul Dan. Da? Știi cum citește ea? Adună tot ce scrie. Da, nu mă da de gol. Îmi face o deosebită plăcere să aflu, domnule Racliș. Dă-mi voie să-ți prezint pe cei de față. Ginerile meu, Nicu Lambrino, ministrul la culte. Îmi pare foarte bine, domnule. Și nevastă sa, Matilda, da, fica mea. Eu. Cumnatul meu, avocatul Mișu Peruian. Oh, uite, vine și locotenentul Drăghici, așa de agasant. Ce-ați hotărât, domnișoară? Pornim spre peșteră. Da, pornim. Și s-a mai mărit caravana. Merge și domnul Dan. N-am onoarea. O fi tânărul Balauache și de-azi dimineață. E profesorul meu, domnule Drăghici, unul din cei mai talentați scriitori. Și e de mirare că nu știți încă. Scuzele mele, domnișoară, vedeți? Noi ăștia militari nu prea suntem la curent cu literatura. Da. Care va să zică la drum. Da. Și sper că nu veți mai disprețui așa pe noul nostru companion. Ha, din potrivă, domnișoară, voi prezenta omagiile mele cele mai sincere domnului... cum a zis, vă rog, că-l cheamă? Domnul locotenent, vă găsesc ironia că am deplasat. Mă rog. Vai, ce noastră povestește domnul locotenent. Nu-i așa, Ana? Da, are haz. Matilda, unde or fi rămas Albert și Dan? S-or fi rătăcit prin literatură, domnișoară Anna. Mergeți înainte, eu rămân să-i aștept. Auzi, domnule locotenent, că ești la Sinaia de 3 săptămâni. Pe unde mi-ai umblat? Sunt în concediu, doamnă Lambrino. Așa? Știți, în garnizoană la București avem atâta bătaie de cap. Și cum o duci în garnizoană? E, s-a făcut tabloul de înaintare. Da? Am aflat că sunt și eu pe el. Știți, o vorbă a soțului dumneavoastră, domnul ministru Lambrino, mi-ar pune imediat a treia tresă la chipiu. Ești prea tânăr, dacă ai fi măcar însurat. Dar cu cine? Spune-mi dumneata cu cine. Eu, cu cine mai? Caută! Sora dumneavoastră, domnișoara Ana, dacă ar vrea. Hei, Albert!
Ce tot vorbești cu domnul Dan? N-ați mai sprăvit? Priviți la stânga, vârful Cudor. Știți, noi o cărmim la dreapta. De aici, ia-o-tu, Marina, înainte. Nicule, uite acolo sus. Trei dihăni bizare cu aripi lungi, albe. Coboară spre noi. Și niște oameni parcă ne fac semne. Marine, ești de pe aici? Ce-s dihănile alea? Sunt cărăușii, domnule ministru. Cărăușii din vatra cherestelii la Sinaia. Să ne oprim boierilor. Nicule, să ne ferim când o trece. Mai la deal se strâmpează. Să se oprească ei până trecem noi. Dar ei nu pot, domnule ofițer. Când îndreptăresc cai la bani. Basta, stai ei pe loc. Doar nu s-o feri, domnul ministru. E mare primește guvernul. Nicule, mi-e frică. Nu vă temeți, doamna Zambrino. Nu vă temeți. Dacă ne-au văzut, se opresc țară noi. Sper că doamna Lambrino n-a căzut prea rău. N-am pățit nimic. Mai mare mi-a fost spaima. Albert, unde-i Dan? S-a oprit acolo, se uită după cărăuși. Domnule Dan! Domnule Dan, o luăm la dreapta! Ai văzut obrazul cărăușului? Da, teribil. Parcă era crestat cu cuțitul. Ce interesant sunt țăranii noștri. Mă mir că dumneavoastră literații nu vă ocupați mai cu din adinsul de ei. Cuge de mult la un roman. Da? Am subiectul și ceva material adunat, iar drama bunicului meu ar fi un punct de plecare. Drama bunicului dumitare? Da, bunicul meu. Era vestit pe toată Valea Simirei de cinste și de vrednicie. Și totuși a murit în Ocna. Tata a luptat cu nevoile și cu sărăcia toată viața. Și eu. Păi, dar pentru asta îmi trebuie însă liniște. Și cel puțin un an de trai printre țărani. Vreau să aflu și să spun tot adevărul. Toată marea dramă socială care se pregătește în întunericul și mizeria bordeilor. Trebuie să-ți găsești răgazul și să-ți scrii această carte. Da. Dar până una alta, dragă Albert, mâine dimineață voi face cale întoarsă la București. Da, înseamnă că peste 3 zile ne vom revedea. Trebuie să mă întorc și eu la Berlin. Încă nu ți-am spus. Sunt logodit. Miba, logodnica mea, mă așteaptă. Regret că trebuie să ne despărțim atât de curând. Poate dacă veneai cu logodnica, nu... Sigur, atunci aș fi rămas mai mult. Miba e fiica unui alămar. Ori tata socotește logodna mea o rușine și o nenorocire în familie. Dar e absurd. E absurd, se înțelege. Dar eu în familia mea sunt socotit străinș. Mă simt ca atare. De mic am rămas fără mamă. Matilda, actuala soție a tatei, nu m-a putut suferi niciodată. De la 14 ani tata m-a trimis la Berlin, la studii. Acum am venit pentru a doua oară în țară. Bine, dar nu poți să rămâne toată viața departe de aici. Nici vorbă. Peste un an îmi iau doctoratul, mă căsătoresc cu Miba și voi veni în țară. Cu toate că tata se împotrivește, eu mă voi stabili acasă. Și atunci, dacă îți face plăcere, Dane, vom fi foarte mult împreună. Bineînțeles. Oh, ce plăzire! Iată, uite! Drăghit! Mesomaș! Pe unde mi umblă frumosul locotenent de roșior? Să nu-mi spui că ai fost la Sinaia și n-ai avut vreme să mă vezi. În mașinile mele, domnișoară Aspasia. Am onoarea raporta că vreme aș fi găsit berechet pentru doamna Aspasia de Mavrichi. Dar... Hai, la, las-o baltă, ștrengarule. Mai bine spune-mi ce te gonește pe căldura asta spre capitală. Trebuie să găsesc fără zăbavă un anume domn care e pe cale să plece la Paris. Domnul ăsta n-o fi racliș? Nu cumva... E nemaipomenit, dar cum pentru Aspasia de Mavrichi, nobila pețitoare, cum mi se spune, în alta societate nu are taine. Va să zic că vrei să te căsătorești cu Anna Racliș. Cât de curând. Da, Hagi Enachi, tatăl dumitale, ce zice? Știți, n-am avut vreme să merg până la vasul lui, dar am bătut de peșă. Da, de ce mă întrebați? Pentru că boierimea noastră a scăpătat și negustorimea se ridică.
tatăl dumitale, chiar dacă acum s-a retras pe moșie. A fost optangiu de pânzeto. Nu și însoară băiatul decât cu o fată cu bani. Dar Racliș e încă foarte bogat. Cât azeste crezi că poate să-ți dea? Ca și ministrul lui Niculambrino, 300.000. Ce? Ce-a zis? Cu 40.000 te mulțumești? Cum? Da, atâta are. Acum când alergi să-l găsești pe Racliș, el își desface ultima rămășiță de avere, o moșie și casa ca să-și plătească datoriile. A scăpătat. Da, pe Ana? Înțelegi, na, dacă ți-e dragă fata. Felicitările mele. Da, un lucru să știe însă. Ana costă. Costă scump. Costă foarte scump. Să spun eu cum a fost crescută și risipa pe care a văzut-o în casa lor. Ea nu știe ce e banul. Dacă e așa... Așa, Racli și-a sărăcit rău de tot cu ultimii bani. Pleacă la Paris să se trateze, că mai e și bolnav pe deasupra. Oh, bon Dieu, dar bine că mi-ați spus. Păi, dacă e așa... Da. Domnule Dan, domnule Dan, vă caută de la jurnal domnul Dinicu. I-am zis că aveți de lucru, dar... Nu, nu, bine, lasă să intre. Da. Bun. Stai o clipă. Da. Spune-mi, te rog, în casa de peste drum. Da. Locuiește o domnișoară blondă. Spune-mi, locuiește singură sau... Până mai ieri, la altă era asta singură. Acum a venit și un domn bătrân. Maria Slujnica zice că domnul a venit de la Paris. E tatăl domnișoarei. Da, bine, mulțumesc. Spune-i, te rog, să intre, domnule Dinicu. Da. Poftiți. Da, mulțumesc. Să trăiești, domnul Vasilica. Să trăiești, Dinicule. Mă trimis domn director Cezar. Zice, trap la domnul Dan. Să-ți dea articolul și zboră cu el încoace, că arde. Da, da, încă nu l-am. Aoleu. Da, lasă, nu-i nimic, Dinicule. L-aduc eu la vreme. Bine. Ascultă ce spun. Vino aici la fereastră. Da, da. Te-ai văzut-o pe domnișoara care a urcat acum în trăsură? Da, am văzut-o. Te m-am urcat. E tare frumoasă, domnule Dan. Da. Dinicule, domnișoara asta mă interesează mult. Circulase zvonul că se mărită. Acum aflu că stă aici, în casa asta, sărăcăcioasă. Aș vrea să aflu ce se petrece. M-ai înțeles, Dinicule, da? Da. Nu e grabă și... Nu vreau să știe nimeni. Nici pământul, domnule Dan. Știu eu să pot. Bun, mulțumesc. Bună dimineața, papa. Cum te mai simți? Bine, Ninicu. De când m-am întors de la Paris, parcă mă simt mai bine. Da, dar ești mereu dus pe gânduri. La ce te tot gândești? De ce nu vrei să-mi spui ce ai pe suflet? N-am nimica, dar sunt singur și mi-e urât. De când sora mea Zoia se simte așa de rău, tu te duci zilnic să vezi de ea și eu rămân singur. Nici Matilda, sora ta, n-a mai venit pe aici. O fi amețit-o fumurile de ministreasă. Ce mai? Guvernanta de la domnul avocat Peruiano a venit să vă ia, domnișoara Ana. Da, mulțumesc. Papa, eu trebuie să plec la tante Zoia. Diseară să știi că vin mai devreme și jucăm iar carte. Iar o să mă bați. Știu eu bine că mă las să te bat. La revedere, papa, de sărut. La revedere, dragă Ninica. E târziu, Ninico. Ai zis că vrei să pleci mai devreme. Nu pot să te las așa tușă, Zoie. Ți-e rău, ți-e rău. E greu, Ninico. Mi-e tare greu. Cât s-a făcut ceasul? 12 fără un sfert. Ți-o fi somn, Ninico. Du-te de te culcă. Rămâi la noi sau pleci acasă? Te-o fi așteptând taică tău. Nu te-ai dus? Nu, tușă, mai stau. Auzi ce-i afară? Când te gândești că suntem de-abia în octombrie. Ce vreme. Ce vreme.
Mișu s-a culcat? Nu cred. De ce? De unde știi? Adică așa cred. De câte ori trec la culcare, unchiul iese din birou și îmi spune noapte bună. Noapte bună, Dușe. Noapte bună. Adormită. Să te conduc, Ana. Unghiule, ce e asta? Ce mă privește așa, unghiule? Doamne, mă sperie. Să văd. Să văd dacă e cald. Unghiule. La tine dacă e cald. Unghiule, Mișu, lasă-mă. Haide, Ana. Nu-ți e rușine. Nenicu, ce e? Par speriată. Ce-i cu tine? S-a întâmplat ceva? Nu nimic, tată, nu te alarma. A murit Zoe? Spune! Nu, tu și-ai mult mai bine. Am venit așa de dimineață pentru că am visat urât și m-am deșteptat cu un început de friguri. Aha. N-am mai spus la nimeni și am venit. Sunt ostenită și vreau să mă culc puțin. Dar la tine e frig, așteaptă să sun. Da. A venit Roza de la Coana Zoe. Domnul avocat Peruianu întreabă de Conița Ninica. Spune-i că e puțin bolnavă. Da, bine, nu e așa, Ninicu? Da. Și da. Să-i faci iute focul. Da. Ninicu, dragă, ce ai? Să trimit după doctor? Nu, te rog, n-am nimic. Uite, mi-a și trecut. Tată, cine a fost la noi? Unchiul tău, Mișu. Tată, omul ăsta nu trebuie să mai calce pe aici. Nu? Nu înțeleg. De ce? Tăticu, sunt pierdută. Doamne, ce rușine, ce nenorocire. Nenico, dragă Nenico, nu înțeleg. Tată, ce spui? Tată, sunt pierdută. Atunci când o îngrijam pe Tușa noaptea. Unchiul Mișu, Doamne, ce rușine, nu mai pot să stau aici. Nu mai vreau să știu de nimeni. Du-mă de aici, tată, te rog, du-mă de aici. Bună ziua. A, uite-l și pe domnul Dan. Ei, ce mi-ai adus? Niște versuri, domnule. Dă-le încoace, domnule. Așa. Mă, Dane, tu trebuie să fii amorezat. De ce, domnule director? Păi uite, e limpede. Din umbra ce la piept o strângi, în veci n-ai să o întrupezi pe ea. Apleacă-ți fruntea în mâini și plângi, nebun înamorat de-o stea. Ce spuneam? Amorezat, lulea? E... Și acum poftește logofete, gamulea. Să-ți văz marfa. Am o știre de senzație. Domnul. O bombă, domnule director. Ai răbdare, locofete. Un scandal în lumea mare. Aflăm din sorginte cât se poate de autorizată că domnul avocat MP, profitând cu abuz de poziția domnului sare de unghi, al domnișoarei... Domnule director, eu zău, nu mai știu ce informații să vă aduc. Domnule Gamulea, Turcu are o vorbă, pasea la ches. Papa Sădulescu. Da. Cum stă, te rog, domnul Alfred Gamulea? Domnul Gamulea, 85 lei avazați din chenzina viitoare. Domnule Gamulea, da. Poftim încă 15 franci, da. Ca să fie suta și sper că m-ai înțeles. Da, adio. Bine. Of, nene, bine că am isprăvit o dată cu licheaua asta. Îmi sta pe suflet. Papa Sândulescu. Da, domnule director. Vrei să ne lași o clipă singur? Da. Ascultă, Dane, vreau să-ți vorbesc. Frate Dane, adineu ți-am spus așa o vorbă, în glumă. Eu, de felul meu, nu sunt curios. Dar mi-ești drag și de aceea te rog să-mi spui. Iubești?
Da. O iubesc pe Ana Racliș. Domnișoara... Da, știu. Care din bomba cu... Da, 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 da. Știu, dar ce este ea de vină? Bine, Dane, bine. Eu nu acuz pe ea. Să ne înțelegem. Dar dacă, cum spune lumea, ea are să aibă un copil... Acum, poate-l și are. Te-ai gândit la asta? Doar nu pleca la Paris într-o asemenea grabă, fără bani, numai așa să se plimbe. M-am gândit la tot, la tot. Vezi, trebuie să... Mă rog, tu de când o iubești? Cum să-ți spun? Această iubire mi se pare că s-a născut odată cu mine. Nu i-am vorbit niciodată despre asta, dar... Cred însă că Ana este singurul suflet care m-ar înțelege. Cât trebuie să sufere ea acolo? Mă, Dane, tu trebuie să pleci la Paris. Domnule director. Du-te să te odihnești. Eu îți pregătesc tot ca să poți pleca de seara. Domnule director. Să n-ai nicio grijă de nimic. Aș veni după tine până la capătul lumii. Ana, te iubesc. Pe mine? Da. Dar dumneata se vede că nu știi. Nu știi nimic. Ana, de ce nu vrei să vorbim în liniște? Să ne spunem tot ce gândim. Poate că niciodată nu o să avem ocazia și pornirea asta de sinceritate. Dar te ascult, te ascult. Când ai ști cu ce plăcere te ascult? Sau poate vrei să vorbim despre altceva? Nu, nu. Nu, dar mă gândeam la... La prea multe lucruri deodată. Da. Îmi trec prin minte diminețile când mă uitam de la fereastră. Poate că nici nu băgai de seamă cum te priveam. Într-o seară, era tot așa pe vremea asta, citeai la fereastră. Dacă știi prin ce am trecut, nopțile lungi, pustii, oroarea care m-a urmărit ca un vis urât și mă mai urmărește încă. Nu te mai gândi la asta, te rog. Ești te bun. Rog. Cât eram de fericită și cât sufeream când citeam ceva scris de dumneata, mi se părea că țin gândurile cum se apropie de mine ca singura speranță peste viața mea întunecată și distrusă. Dar ai tot viitorul în față, Ana. Ana, te iubesc. Și dacă vrei să risipim orice pată de întuneric, trebuie să... E prea dureros. Înțeleg. Înțeleg că e dureros, dar... Mie îmi trebuie sufletul tău. Și sufletul tău e curat. Vino cu mine. Vreau să te smulg din plasa gândurilor negre. Tu ești un sfânt. Și nu vreau să te gândești la orori. Ana, tu nici nu știi cât ești de necesară vieții mele. Așa cu încercările prin care ai trecut. Și cu tot ce se leagă de ființa ta. Ana, aș vrea să fii soția mea. Nu, Dan, nu spune asta. Ești prea bun. Ana, eu ar trebui să trimit o telegramă celui care a grăbit fericirea noastră, întâlnirea noastră, lui Cezar. Se scrie acum? Da. Vrei? Vreau. Tu îmi dictezi și eu scriu. Aștept. Cezar Priboianu, da. Director al Arma, București, România. Pe urmă? Fericit, recunoscător, trimite imediat actele necesare căsătoriei. Cununia... Aici legație. Așteptăm nerăbdători. Dan? Lasă-mă să scriu și numele meu. Mă lași? Mie nu venea să spun. Ana. Doamne, ce frumos sună. Dan și Ana. La ce te gândești? Mă uit la căsuța din față. Uite acolo, la fereastra aceea, stăteam și te priveam. De când mă gândesc că s-ar fi putut întâmpla să nu ne cunoaștem. Da. Ți-aduce aminte când ai venit întâi în clasă la mine, cum voiai să mă necăjești? Doamne, ce nebună era!
Dar pe urmă, cu ce nerăbdare așteptam eu lecțiile tale. Parcă te vădea așa de cuminte și de blând și vorbeai încet și frumos. Te-ai gândit pe atunci că ai putea fi a mea? Acum mi se pare că m-am gândit întotdeauna. Și cred că n-aș putea fără tine. Dar atunci știu eu. Ai prezentat și tu volumul? Da, dar am prezentat. Dane, tu crezi că Academia o să te premieze? Stelian spune că anul acesta n-a apărut nimic vrednic de luare aminte. Da. Dar este adevărat că nemuritorii au frumosul obicei de a se premia între ei. Dar anul ăsta nu s-a văzut nimic scris de vreunul. Și cât e premiul? 5.000 de lei. Oh. Două prietenilor? Da. Ne rămân trei. O călătorie în Orient. Da, intră. Bună ziua și să mă iertați. Bine ai venit, Stelian. Ia loc, ia loc, te rog. Stai. Cum să te iau ca să nu-ți vie leșin? M-a premiat. Nu, te-a ras. Știam. Și cui l-a dat? Lui domnul Razi. Domnul Razi? Fostul inspector? Da. Și când ai ști istoria, ce să mai vorbesc? Academia a fost și de asta dată la înălțimea ei. V-am indispus destul. Mă duc, trebuie să trec pe la Cezar, pe la redacție. La revedere. La revedere, Stelian. Și îți mulțumesc. Ninico? Da. Eu am un gând care mă urmărește de mult. Ce gând? Să plecăm din București. Să ne retragem. Unde? Oriunde, într-un târgușor, într-un sat, undeva, în liniște. Uite, dacă și tu vrei, da, pot să obțin o numire de judecător de pace. Este un loc vacant la Pungești. Spune-mi, drept, s-ar putea? Numai să vrei tu. Dani, de câte ori nu m-am gândit și eu la asta, ca la un vis irealizabil. Nu mă leagă nimic de orașul ăsta, dar nimic. Și mie capitala mi se înfățișează ca o gomoră. Un aer greu, bolnav, infestat, în care nu se poate visa, nici iubi. Și eu vreau să plec, să plec cât mai curând. Mi-e dor de locuri îndepărtate și necunoscute. Aici sunt într-o continuă neliniște. Mă apasă privirile, gândurile oamenilor, amintirile mele urâte, aerul, toate îmi fac rău. Să plecăm, să plecăm departe. Da. O căsuță albă, simplă, da, ascunsă de copaci, un adevărat cuib de fericire. Și cum o să ne iubim? Și ce liniștiți o să fim, retrași și neștiuți de nimeni. Acolo o să-mi sprevesc piesa de teatru și am să scriu în fiecare an câte un volum. Da. Viața celor asupriți, triumful parveniților, toate nedreptățile care se petrec zilnic și nimeni nu le vede și nimeni nu le spune. Ce bun ești tu, Dani. Să plecăm de aici, Ana. Să plecăm cât mai repede, te rog. Ce faci acolo? De când ne-am mutat aici la Pungești, parcă nici să vorbim nu mai putem. Răsfăiesc dosarele de mâine. Citeam o hotărâre a predecesorului meu. Mi se pare trasă de păr. Tu te ostenești prea mult. Ce multe nefericiri sunt în viața asta. Te mă simt contaminat de rănile pe care le ating. Oamenii se învrăjbesc între ei, înveninați de alte nevoi, de biruri, de asupriri, de muncă neplătită sau furată. Dane, deschide ușa. Da. Mă sufocă fumul. Cum o să iernăm noi în casa asta, nu știu. Nu este nimic, Ana, dragă. Așa este la început până se încălzește, da, bine soba. Sigur. Uite, vifornița deja mai condenit. Pe tine se vede că nu te ustură ochii. Nici să văd nu mai pot. Lasă, uite, îi sărutăm și să retrag. Nu se retragă, și tu... Ana, dragă, de ce vrei să ne amărâm pentru lucruri de nimic? La tine toate sunt lucruri de nimic, toate. Toate. Toate afară de iubirea ta. Uite, vezi? A trecut, gata. Dacă mai putem închide ușa. De ce taci? Nu mă mai iubești? Nu.
În momentul ăsta nu. Răutăcios. De ce ai vrut să mă necăjești? Nu știu, am și uitat. Ce gânduri urâte îmi dezvăluie uneori vorbele tale. Dane, dragă, tu trebuie să te mai tunzi. Uite ce plete ai făcut, parcă ești un cioban. Ana, ce puțin te preocupă pe tine. Dar știu ce vrei să zici, știu. Eu nu pricep cum poți tu să te fixezi uneori la o anumită idee. Eu nu te înțeleg cum treci tu de la una la alta cu atâta ușurință. Pe tine gândurile se vede că nu te ating. Nu te mișcă. O coardă lovită într-un clavier și tot vibrează mai mult. Da, sigur, mai ales dacă pui și pedala. Ce vrei, așa sunt eu. Și gata. N-ai zis tu că am cap de păsărică? Ce te uiți așa? Nu-i păcat să-și piardă cineva vremea și mintea gândindu-se mereu la un lucru de nimic? Nu-i păcat, Ana. Uite, eu un an de zile m-am gândit la o vorba ta. Și vorba aia mi-a dat curaj. Vorba aia. Care vorbă? Se aduce aminte la Sinaia, când mergeam călări spre vârful cu Dor. Da. Mi-ai spus că ai vrea să mă vezi când scriu. Câte visuri n-am clădit eu pe vorba aceea. Când scriam, mi se părea că te simt cum te apropii tiptir ca să vezi ce scriu. Și atunci puneam o grijă deosebit în alegerea cuvintelor, în forma literelor. Îmi închipuiam că toate trec pe sub ochii tăi și le judeci. Ce-o fi durerea asta de cap la tine, Dane, nu pricep. Înainte nu aveai. Nu știu, este aerul închis acolo la tribunal și miroase uneori așa de greu. Cine te-a pus să te faci judecător? Ana. Ana, cum găsești tu totdeauna ocazia să mă amărești? Iar încep. Mă vezi că sunt bolnav și în loc să aud și o vorbă bună de la tine... Ia, lasă-mă că m-am săturat. Nu mai îmi face morală, te rog. Cine dracului o fi? Coniță, a venit... Cine de? Zice că e nevasta lui Spanu, a moșierului, și fiica sa. Da, bine se poate, de atâta vreme aici și să nu ne cunoaștem măcar. Noroc de fiica mea, spune-te, Elviro. Da, eu am citit cartea domnului Dan. Numai de două zile am aflat că autorul era aici aproape și atunci... Peste două săptămâni dăm un bal și vă invităm. Nu-i așa că o să veniți? Dar cine vă mai întreabă? Nici să nu mai vorbim de asta. Diseară să știți că vă trimitem Sania să veniți la masă. Suntem da, numai noi. Vă mulțumim, doamnă, dar... Nu putem. Dan e bolnav, are dureri de cap, da. Pune-i, dragă, un muștar la ceafă și trece la moment, da? Vă rog să mă scuzați, doamnă, Spano, da, mi-este peste putință, să știți. Bine, atunci mâine, negreșit. Și pune numai decât un muștar la ceafă, la moment are să-ți treacă. Da? La revedere! La revedere! La revedere! Dane, ce zici? Mergem la bal? Dacă vrei tu. Ești supărat pe mine, te rog să mă ierți. Hai să ne pregătim pentru bal, vrei? Ține-te mai drept, ce te cocoșezi așa? Parcă ești un pui de voda prost. Ana, dragă, te rog să nu... Te-ai supărat? Da, uite-ți mai sare țandăra. Până-ți mai trece, urc la Elvira. Frumoasă nevasta are judecătorul. Da, nene, parcă e o mireasă de prin vas. La dumneata nu joci și domnule judecător, Dan. Nu, eu nu știu să dansez. Mă iertați, dar cu fana care joacă cu prefectul nu e nevasta mai tare? Ba da. Păi dumneata ești domnul... Dan este numele meu, Vasile Dan. Îmi pare bine, domnule judecător. Eu sunt Hagi Enache, proprietar a cinci județe. Dumneata ai venit aici din București? Da, din București. Păi atunci trebuie să-l cunoști pe băiatul meu, Nunuțu Drăghici, căptan de roșiori. N-am avut plăcerea. De mirare. Să nu cunoști dumneata pe băiatul meu. Mă rog, ai stat chiar în București? Da. Curios. Foarte curios. Păcat că nu-l cunoști. A, nu că e băiatul meu, dar să spun drept, e o comoară. Apoi mai acum vreo 3 ani la Sinaia nu-și pusese ochii pe el fata ministrului. Cum dracu-i zice nume? Care a fost la culte? Un nume... Lambrino. De ce folos? Lipsea principală?
Nu-i dădea zeste decât vreo 50.000 de franci. O, bagate la. Nunuțul meu e deprins să trăiască bine. Mâine, păi mine îl face maior. Dar, băierule, Lambrino nu are fată de măritat. N-are? Pe atunci, o sora lui, ori o soră cu nevasta lui, nu mi-aduc bine aminte. Da. Joacă bine cu coana dumitale, o vezi? Uite-o acolo cu prefectul. Da, da, da. 20 de milioane a luat. Sestre, nu glumă. Cine? Costin, prefectul. A, dar e o istorie de scris. Doamne, de pe mine, vă rog să mă iertați. Da. Aș bea un pahar cu apă. Da, da, da. Dame, știu că te-ai plictisit toată seara. Ești supărat? Ești supărat, ce ai? Nu, nimic, sunt ostenit. Niciodată nu te-am văzut așa tras la față. Și când te uiți la mine, ce-i cu tine, drag? Ce? Ana, dragă, vrei să mă asculți un moment? Da, sigur. Vezi, eu nu știu cum să răzbat la conștiința ta. De câte ori îți spun câte ceva, tu te superi. Zici că-ți fac morală. Cum vrei atunci să ne mai înțelegem? Să ne mai deschidem inimile unul altuia? Mă asculți? Da. Dane, de ce nu ne mai simțim așa de fericiți acum? Nu găsești tu o schimbare? Poate am făcut rău că am venit aici. Ce zici? Ce să zic? Știu eu dacă aiurea ar fi fost mai bine? Cât o să mai stăm noi aici? Dar unde să ne ducem? Și toată viața e să rămâi judecător de pace? De dragă, poate că are să mă înainteze și pe mine. Când? Peste vreo 2-3 ani s-ar putea să mă facă substitut la vaslui. Acolo e teatru, iarna se dau baluri, se petrece admirabil. Dane, mai înainte vrei să-mi spui ceva. Adineauri spuneai că nu mai suntem fericiți ca la început. Da. Eu cred că dacă ne-am iubit cum ne iubeam atunci... Dar eu te iubesc, dragă, Doamne, ce om curios ești tu. Curios? Da, că îți pui așa câte ceva în cap și te gândești mereu, zile întregi, săptămâni întregi, tot aia și tot aia. Ana. Uite, de când suntem aici, tu n-ai mai scris nimic. Când ai să te apuci de roman? Mai liniște ca aici. Dar, Ana, nu este vorba numai de liniștea de aici. Trebuie să vezi nete de înaintea ta, departe. Să simți odihna și echilibru perfect pe care ți-l dă siguranța că ești la adăpost de orice griji, că nimic nu te amenință. Să ai sentimentul de armonie și de lumină neîntreruptă în care mintea să poată lucra retrasă pentru multă vreme din zbuciumul și gălăgia vieții de toate zilele. Dar cine te tulbură? Ce te împiedică? Uite, vrei să-ți dau un exemplu? Da. Câteodată mă hotărăsc să încep și mă întreb, e oare statornică pe deplin pacea și iubirea noastră? Și atunci îmi zic că tu poate suferi. Poate că altă viață ai visat să trăiești cu mine. Nu vezi, nu mai pot să lucrez, să scriu. Uite, stai. M-am gândit la toate astea. Ți-am făcut un program. Sunt hotărâte ceasurile de somn, de lucru și de recreație ca la pensiune. Ți-am pregătit și un caiet nou. Uite, și pe copertă am scris cu litere de tipar O viață pierdută de Vasile Dan. Îți place ție titlul ăsta? Tu mi l-ai spus. Da. Dar acum când îl văd scris O viață pierdută, Nu merge. Am să caut altul. Ai văzut, Ana, dragă, că mi-am ținut cuvântul? După o lună am terminat primul capitol din roman. Ce zici? Cum ți se pare? Ție-ți place? Ești mulțumit? Eu nu sunt tocmai mulțumit de ce am scris până acum, dar... Părerea mea e că din viața unor oameni de rând nu se poate trage un subiect frumos de roman. Țăranul, cum trăiește el, ce sentimente, ce gânduri... Ana, te înșeli.
Crede-mă că acești oameni simpli sunt cu mult superiori și mai interesanți decât acei nobili paraziți din pătura zis aristocratică. Le știu, dragă, le știu. Mi le spune și la școală. Te înșel grozav. Ana, suficiența și disprețul cu care îmi vorbești îmi deșteaptă reflexii penibile. Tu nu vezi ce prăpastie între sufletul tău și al meu? Da. Este un gol imens și pe care nu-l mai putem astupa cu nimic. Da, sigur. Toți prietenii tăi muncesc ca un ideal. Toți merg înainte, numai tu îți pierzi vremea. Cum să zic că toate aspirațiile mele de a mă face folositor lumii înseamnă pierdere de vreme? Aspirații. N-ai prețuit talentul meu decât ca pe un mijloc de a câștiga parale. Tu nu cunoști mândria pe care ți-o dă conștiința că n-ai trăit degeaba. Vorbe că... goale, aiureri de om bolnav. Cum mi-am pierdut eu mințile de mi-am legat existența cu un maniac care găsește o cinste, n-a rămâne sărac și smerit toată viața? Dar de ce nu ți-ai legat-o de altul? E... așa cum e Drăghici, de pildă. Tot ți-i vis odată un zvon la Sinaia. Da, n-am știut nimic. Să știi însă că Drăghici m-ar fi făcut fericită. Da, dacă i-ai fi adus atâta zestre cât pretindea. Așa? Să știi că există un om care m-ar lua și acum fără zestre. Un om superior pe care l-am iubit. O află acum? Află. L-am iubit pe unchiul meu, pe Peruiano. Acum știu cu ce se lega în sufletul tău oroarea ca noi să avem un copil. Cu el se lega. Nu era strigătul unei amintiri de groază și de rușine care se deștepta în tine? Vezi bine că nu. Se deștepta dragostea pentru el, pentru că îl iubesc și acum. Ce-ai zis? Doamne! Stai, nu te speria. Nu te speria că nu-ți fac nimic. Forțez să scriu și nu pot. Și vântul ăsta. Nu mai pot. Dani? Da. Dani, ai spus ceva? Nu, nimica. Vijelia asta de afară, mă. Tu nu te culci? E târziu, aproape două. Nu. Două, oh. Nu, nu mi-e somnit. Dar ce faci tu acolo? Nu, încercam să scriu. Ți se sfârșește lumânarea. Dani... ți-e rău? Nu. Nu mi-e foarte bine. Dani, ce? De ce mă întrebi? Nu știu, îmi pare așa tare schimbat. Ce ai? Nu, sunt puțin ostenit. Și vântul ăsta care șuieră în streași. Stinge lumânarea și culcă-te și tu și gata. Ia, o să mă lungesc acolo pe canapea. O să încerc să adorm. Bine. Hai, acum adorm tu, adorm, noapte bună. Cine? Ce prostie. Mi s-a părut că... să vedem dacă am să mai simt odată mâna aceea rece. Ana! Ce? Dani! Ana, prinde-te, rog, lumânarea. Dani, ce? Ce s-a întâmplat? Îl vezi? Îl vezi? Figura aceea de sălbatic. Dani, ce ai? Mă sperii, unde te uiți așa? Uite-l, îl vezi? Cine e? Dar nu-i nimeni, liniștește-te pentru Dumnezeu. Și spune-mi ce ai, ce ai visat? Uite ce mâini rece ai, liniștește-te. Capul. Așa. Uite aici, deasupra ochiului stâng. Da. Ce durere. Măcar ai dormit puțin? Nu, n-am dormit deloc. Vântul de afară mă enervează și îmi dă halucinații. Ai visat, Dani, te-a furat somnul și ai visat, asta e tot. Nu. L-am văzut, am simțit. N-aveai ce vedea, ai visat. Ți s-a întâmplat ceva? Azi aveai pricin de judecat și te-ai întors așa de curând. Am rugat pe ajutorul meu să continue. Da, dar pentru ce? Eram în ședință.
Vorbeam și deodată mi s-a făcut întuneric în minte și am pierdut șirul. Repetam mereu aceeași vorbă. Și am plecat. Asta e? De asta ești necăjit? Hai să te odihnești puțin și are să-ți treacă. Ești prea obosit și din cauza asta. Nu este numai asta. E, atunci te-o fi supărat cineva și tu în ultima vreme ești foarte nervos. Spune drept, te-a supărat careva? O scrisoare. Da? Prezidentul tribunalului din Vaslui. Da. Mi-a tras atenția. Spune că... Ce? Câteva hotărâri de ale mele sunt luate cam în pripăș. Mă sapă sub prefectul. Păi dacă și tu stai așa să putrezești aici, judecător, în loc să faci altceva mai... Dar ce aș mai putea să fac? Ascultă, Dane, dacă tu vrei să rămâi așa, eu să știi că m-am săturat de mizeria asta. Mă duc la soră mea. De altfel i-am și scris. N-am decât să-i fiu și slugă, numai să mă ia de aici să scap, înțelegi? Fă ce știi, eu nu mai am ce să fac. N-ai ce să faci? Atâția oameni cu mai puțin talent și cu mai puțin învățătură decât tine au știut să-și curească o cale cu mult mai bună. Au mers înainte, pe când tu... Dar pe când eu nu pot să fac ce fac atâția oameni de care tu vorbești. Eu aș înțelege să fie cineva mândru când are cu ce, da așa? Dar ce vrei să fac? Ce vreau? Să fac o de miniștrilor? Să-l lingușesc pe vodă ca să-și facă pomană cu mine? Asta ai vrea? Firește, dacă nu poți să trăiești altfel, de ce nu? Alții cum fac? Și li bine. Nu te vezi în ce hal e și în ce hal m-ai adus și pe mine, dacă aș fi știut că toată viața e să mă chinuiești așa. Doamne. Nenorocito, în ce noroi mă împingi? Mi-e scârbă când te aud! Dane, mă auzi? Eu am să plec la sora mea. Mi-a scris, mă așteaptă. Uite și scrisoarea. Bine, du-te. Doamne, Coniță, dar unde vrea să plece domnul pe vremea asta? De 10 zile n-a ieșit din casă și acum... Nu știu eu, Vițo. Stați, domnul Dan. Acum plecați așa cu pălăria în casă? Dane! Cu papuci. Uitați-vă, un vătășel a adus plicul ăsta. Bine. Galben. De la întâi ale lunii, înlocuit. Iovița! Da? Ți-am spus să-mi încălzești apa pentru baie. Vrei să fie fierbinte ca atunci? Nu, dar nu mi-a spus nimic. Dar ce e asta? Gunicunda. Gunicunda și-a de strâmbă pe spete. Tezele rușinii, Dani. Cine stoarce două lacrimi din priporul goliciunii, adormire în întuneric de sfătările durerii, numai florile din arbor umblu noaptea de mizerii. Dani, pentru numele lui Dumnezeu, ce ai? Bunicunda, taci, te rog! De strâmbă, te rog, taci! Tam-tararara. Uite, chiar te rog, nu mai privi așa că-mi faci frică. Te rog, Dani! Dani, te rog! Coniță, dar de ce te teme așa? Iubița. Ia lasă care să-i treacă, nu strica inima. Domnul Dan, ia și-ți spăle așa și ia o țigare. Așa. Dani, de ce nu te uiți la mine? Ce ți-am făcut de nu mai iubești? Fie-ți milă de mine, te rog. Duceți cântecele mele în păduri de palisandri, smulgeți aștri din deșerturi, tam-tarara, tam-tatrara, tam-tarara. Coniță! Da, Coniță, iată, am venit de la București, domnul Cezar și domnul Dinicu. Domnul Cezar! Doamne, ce te noroci! Dar ce se întâmplă aici?
domnul director. Ia dă-mi țigară. Am făcut un poem, stai să-l auzi. Gunicunda, așa de strâmbă, în păduri de palisandă. Tam-tarara, tam-tarara. Vinicule, dă fugă la Han și spune-i birjarului să se pregătească. Peste două ore plecăm la Vasluiți să prindem trenul de seară. Am înțeles. Și-o de peste lui Albert să gătească un loc la spitalul doctorului Șuțu. Trap din ei. Unde vreți să-mi duceți? Lăsați-mi-l, vă rog, domnule Cezar. Ana, trebuie să înțelegi, nu-l putem lăsa aici. Nu vreau. Am aflat ieri despre restituirea lui Dan și venisem să vă luăm la București. Bine că am sosit la timp. Acum nu e nicio clipă de pierdut. Nu se poate, o să-l revină, vă rog. Înțelege, Ana, trebuie să plecăm chiar azi. Nu mi-l luați, vă rog, lăsați-mi-l. Și eu am greșit față de el. Vreau să-l îngrijesc, numai iubirea mea o să-l facă bine. Lăsați-mi-l, vă rog. Lăsați-mi-l. Ați ascultat Dan de Alexandru Vlahuță. Dramatizare radiofonică de Zamfir Vasiliu. Distribuția a fost următoarea: Dan, Victor Rebenciuc; Ana, Mariana Mihuț; Cezar, Marcel Anghelescu, artist al poporului; Racliș, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit; Drăghici, Sorin Gheorghiu; Matilda, Cela Dima, artistă emerită; Lambrino, Aurel Rogalski; Aspazia, Nineta Gusti, artistă emerită; Zoe, Ioana Ciomârtan; Doamna Spano, Eugenia Bădulescu; Hagi Enache, Nucu Păunescu; Doamna Raspal, Victoria Mierlescu, artistă emerită. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Gheorghe Colceag, Mircea Medianu, Ștefan Velniciuc, Gheorghe Novac, Nicolae Crișu, Gabriela Ospețeanu, Vasile Florescu, Haralam Biepolizu, Mihai Perșa, Mia Macri, Dana Cosma, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.